Bună dimineața, venit și bine v-ați găsit la un nou video, de data asta cu un videoclip informativ mult așteptat de jucătorii vechi de pe serverele România și țara românească, pentru că de fiecare dată când puneam post pe comunitate sau anunțam evenimentele de pe serverele speciale, erau băieți care întrebau și pe România sau ăstea și pe țara românească. Se pare că momentan pe țara românească și România o să avem parte de noi evenimente. Bun, mai exact, o să avem evenimente zilnice de luni și până vineri. Mai exact, luni o să avem citit concentrat la Metine și Boș. O să fie site eveniment. Cred că o să rămână exact tabelul ăsta, deci nu cred că o să bage alt tabel. O să dăm și noi aici un like pentru că, sincer, merită. Bun, Dragi jucători, de multă vreme a fost în discuție faptul că serverele vechi nu beneficiază de destule evenimente. Drept urmare, începând de luna viitoare, acestea vor primi pe lângă cele deja existente câteva evenimente în plus, după cum urmează. Deci asta vine luna viitoare, mai exact din septembrie o să se activează respectivele evenimente. Bun, luni, marți, miercuri, joi, vineri o să fie în fiecare zi, Ora este adică ora centrală a Europei, la noi o să fie plus 1, dacă aici e 16 la noi o să fie 17-21. Luni, citit concentrat de la 5 la 9, la metine și boși, marți, pânză fină de la 2 la 6, Miercuri, Cor Dragonis, de la 4 la 8, joi, orison mic, de la 9 la 1. Și vineri, Cor Dragonis la Medine și Boș de la ora 7 la ora 11. Asta o să fie uh, fiecare zi din luna următoare. Plus, adițional pentru weekend, evenimentele de weekend odată la două weekend-uri din luna respectivă. Primul weekend, ia să vedem când brică primul weekend din luna viitoare, o să fie chiar uh, 3 și 4, unde o să fie două evenimente pe zi sâmbătă, mai exact o să avem schimbă bonus de la ora 5 la 9, plus cutie vișinie de bonită, fix după ce se termină evenimentul cu schimbă bonus de la 9 până la 1. Bun, și duminică, ori sunt mic, exact aceleași ore, și Jixo duminică, asta vine, stai unde e aici, data de 4. Deci în data de 4, duminică, o să avem Jixo 4 ore pe serverele vechi. Și al treilea weekend, ia să vedem când pică al treilea weekend, dăm un pic mai jos, deci 3, 4, uh, deci 1, 2 și al treilea weekend pică 17, 18. Bun, al treilea weekend, 17, 18 septembrie, o să avem EXO la metine și Boș, sâmbătă de la ora... 5 la 9, după care începe evenimentul ADD pentru încă 4 ore de la 9 la 1. Duminică, Flacăra Dragon B, de la 5 la 9 și după ce se termină evenimentul cu Flacăra Dragon B, o să avem de la ora 9 până la ora uh, 1 cu fere lumina lunii. Super tare, sper și cred că o să rămână chestia asta pentru fiecare lună. Uh, deci vă dați seama că o să fie celeuri în fiecare lună, cred că o să fie un scandal enorm de mare pe cufere lumea lunii. Deci cazul în care vreți să faceți un cont să împateți la cele pe serverile vechi, puteți încerca, merită pentru că acolo au un preț mult mai mare comparativ de celelalte servere, aproape 3 oni în cele 200 de uh, cufere. Clar că o să se dropează ceva, ceva mai greu comparativ de serverele speciale unde avem uh, rate de drop puțin mărite. Ia să vedem cam noi cu ce caractere o să putem bate. Încercăm încercăm să participăm și pe serverele astea, adică cel puțin pe, ro pe țara românească. Pe România noi nu avem cont să participăm, noi nu am jucat pe România, avem ceva conturi cu element, dar nu, mai, nu ne mai țin de ale. Bun, cam asta e anunțul. Noi o să jucăm pe caracterul acesta, ia să vedem. Avem un or de nivel 55 și pe țara românească, ia să-i dăm. Așa să se vadă în primă fază. Bun, unde am de gând să facem și emul la Iureș? Avem pe la Aurică. Nu avem misiuni, nu avem cal deloc. Am putea face să încercăm să facem militarul dacă vedem că ne-am ținut de treabă. Avem alchimie legendară. Alchimie legendară full. Aproape asta. Ați înțeles voi. Ia să vedem chiar 478 aurica și dacă activăm alchimia 486 aurica la uh, P. Avem 17 KPV. Așa. Mai avem ceva mount pe aici. Nu știu dacă avem uh, mistres pe undeva. Habar n-am de aia. Bun. Deci nivel 55 war aură P. Mai avem FMS. Nu avem. Trebuie să cumpărăm un FMS. Ai contul echipat de SD3. Adică contrafoc. foc. Și avem un total de rezistență la foc, 71, fără costume. Uh, Coif cu 15 foc, 15 magie. Mortală plus 9, 1,5 kpv, 15 foc, 5 absorbită. Pentagon plus 9, cu 12 putere, 8 dex, nu avem uh, imun, nu avem nici costum aură. Mai avem o eșarfă de 21 cu medie, 9 medie, 5, 5, 7, 6, atac. Uh, brățară uh, de argint plus 9, 10 fulger, 15 foc și 5 pătrundere. Colier de nem plus 9. ăsta e foarte frumos, care îmi place, cu 10 pătrunde 1,5 KPV. Aba 9 plus 9, îi dăm jos pentru finisaje. Plus bambuș plus 9, 1,5 KPV. No, cam asta ar fi itemele de pe, de pe cont. Avem niște exo aici, avem niște exo, mi se pare, pe celălalt cont. Cazul în care am putea face la Iureș, chiar mă gândesc să încercăm să facem Iureșul pe. Pentru că, stați așa, să intrăm pe Wikipedia, două secunde. Deci intrăm pe Wikipedia și dăm la War, abilități. Ne ducem la Iureș. Unde e Iureșul? Iureș. Iureșul la P îmi dă viteză de atac 62. Bun. 62 viteză de atac. Hai să oprim alchimioța. Noi avem acum viteză de atac 125 la, la roșu, cum s-ar zice. Bun. Calculăm 125 plus. Aici avem plus 62. Deci, plus 62, egal 187 de viteze de atac până acum. Dacă mai adăugăm licoare verde, plus încă 30, ajungem la peste 200 de viteze de atac. Cred că o să dea foarte, foarte rapid. Dacă mărim un pic damage-ul, e drept că... Uh, unde e? Reîncărcare. Uh, stai așa să vedem. Deci, uh, crește atacul, crește viteza de atac, crește viteza de mișcare, viteza de mișcare plus încă 25% și crește expunerea la pagube. O să primim mai mult damage, asta o să chiar verificăm. Comparativ de 17 puncte la M, dacă se simte vreo diferență, de la M la G și de la G la P, cât contează? Adică încă 20%, 21% care în plus comparativ de G1, avem viteză de atac. Eu nu consider că o să merite să facem, să avem pe o cu toate că punem mai mult foc pe noi, mai ales că s-o cu Surau în cd 3 care bate băi, enorm de încet, enorm de încet, deci durează mult până bate durează, mai ales dacă nu are damage. O să încercăm și pe metine să batem cu contul. Ia uite, fii atent. Deci cu atâta în creaște... Ai. A, la 14. Da, da, corect și dacă mai pune și ăștia așa ajungem la 17. Uitați să -vă văd cât PV îmi dă alchimia. 14, 15, 16, 3 K PV, pa nu-i răuț, nu-i răuț. Hai să vedem și pe orul ăsta cât da. Deci 14.000 pe 0 focus de pe poli. De la 14.000 cu mitică ajungem la 19.9 și dacă păgăm și petul la 22. Asta nu avem PV. Hai să vedem la cât PV ajungem. 27 k PV am ajuns până acum. Cam asta e tot. Dacă ne sunt și pe mantul ăsta 29 k PV. Interesant. Dar, bun. Gata, nu mai lungi video, ați văzut care e șmenul, deci v-am zis în ce date avem evenimentele, deci 3 și 4 avem ăstea cu jigsaw după care în 17-18 avem celeurile urile Dragon, Exo și ADD. Noi ne auzim la următorul video, dacă vă plăcut, nu uitați să dați acolo un like și ne auzim pe... Să vă poate la un eveniment cu fere lumea lunii să vedem un feedback de acolo. Pa!